Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anticovid, a oferit detalii despre vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. Pentru administrarea vaccinului copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. Schema de vaccinare constă în două doze administrate la interval de 21 de zile, însă dozajul este diferit. Eu cred că trebuie să se vaccineze toți copiilașii, pentru că am înțeles, sunt și copii care au decedat la vârsta asta din cauza COVID-ului. Deci dumneavoastră ați fi de acord cu această măsură? Da, sunt de acord, dar fiind vorba de o voluntariat, de voința părinților, copiii încă nu-și dau seama de așa ceva, de părinții decid. Depinde de părinți. Dacă vor ei, bine, dacă nu, știți cum e. Dumneavoastră, dacă ați fi pus într-o situație de genul? Eu sunt vaccinat și soția. A, mentalitatea de la ăștia tineri acum, da. Am și eu doi copii mari. Ăla mare, 47, s-a vaccinat, ăla întâi nu vrea de 40. Și ce să le pot să-i omor? Nu. E, dar cred că până la gata se vaccinează. Reprezintă practic o treime din doza folosită la cei cu grupa de vârstă peste 12 ani și la adulți, iar din acest punct de vedere datele de siguranță și de eficacitate sunt cât se poate de bune, în sensul în care vaccinarea cu schema completă la grupa de vârstă 5-11 ani s-a asociat cu o eficacitate de peste 91% în ceea ce privește cazurile de COVID-19, a spus Gheorghiță. Da, dar în anumite condiții. Adică dacă vaccinul este autorizat, bine, sunt mai multe, deci vorbesc despre Pfizer, care l-am făcut și eu și nu am probleme, dar sunt alte vaccinuri care n-am încredere. El a precizat faptul că Pfizer l-a depus la Agenția Europeană pentru Medicamente datele studiilor clinice și se așteaptă ca la jumătatea lunii decembrie să se facă autorizarea pentru grupa de vârstă 5-11 ani. Flacoanele de vaccin sunt diferite, prevăd 10 doze pe flacon, iar dozajul pe doză este o treime din doza care se folosește în momentul de față, adică 10 micrograme, a punctat el.